Accidentul s-a produs miercuri seară pe strada Cuza-Vodă, la ieșire din Suceava spre Botoșani. Un taximetrist de 36 de ani din comuna Poeni-Solca a ieșit dintr-o benzinărie fără să acorde prioritate de trecere unei mașini condusă de un tânăr de 19 ani din Salcea. Autoturismul taxi a fost izbit violent în lateral, iar șoferul a fost grav rănit. Taximetristul a fost extras de pompierii militari și a fost transportat la unitatea de primire a urgențelor. Bărbatul a murit însă după aproximativ 3 ore. Tânărul de 19 ani a fost testat cu aparatul etilo. Test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și au demarat o anchetă pentru a stabili care dintre cei doi șoferi se face vinovat pentru producerea accidentului.